Președintele Igor Dodon continuă să se bucure de cea mai mare încredere din partea cetățenilor, iar dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri prezidențiale, acesta ar obține al doilea mandat din primul tur. Sunt datele ultimului sondaj realizat de Fondul Opiniei Publice la comanda postului de televiziune TVC21. Datele studiului arată că 50,1% dintre intervievații care au opțiune clară și-ar da votul pentru Igor Dodon dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidențiale. Liderul PAS, Maia Sandu, este pe locul al doilea cu 30%. Cifrele arată că șeful statului a înregistrat o creștere în comparație cu ultimul sondaj realizat acum o lună, iar Maia Sandu este în scădere. Totodată, datele mai arată că pentru Andrei Năstase și-ar da votul 5%, iar Pavel Filip ar acumula aproape 4% din voturi. În același timp, peste 36% dintre cetățenii chestionați au spus că cea mai mare încredere o au în președintele Igor Dodon. Și la acest capitol, șeful statului este superior Maiei Sandu, care se bucură de încrederea a doar 21% dintre intervievați. În clasament urmează Andrei Năstase cu 4,5%, fiind urmat de Pavel Filip, Ilan Șor și Renato Usatăi. Iar dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, Partidul Socialiștilor ar acumula aproximativ 48% dintre voturi. Astfel, PSRM ar obține majoritatea mandatelor de deputat în legislativ, ceea ce este suficient pentru a forma guvernul. Sondajul mai arată că în Parlament ar mai accede PAS cu 28,7% și PPDA, care ar obține puțin peste 6% din sufragii. Celelalte partide nu ar acumula numărul necesar de voturi pentru a trece pragul electoral de 5%. Studiul a fost realizat în perioada 22 februarie-7 martie pe un așantion de 1798 de persoane din 106 localități. Marja de eroare este de 2,3%.